Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Balanță. Haideți să facem etalarea pentru perioada 17-30 noiembrie 2020, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă. Țin să precizez că acest video este valabil și pentru cei care aveți ascendentul, descendentul în Balanță, Luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, ok? Haideți să începem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Balanță în perioada 17-30 noiembrie 2020? Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Balanță în perioada 17-30 noiembrie 2020? Se pare că foarte mulți dintre voi veți fi împotriva unui nou început cu cineva care vă dă târcoale, vă urmărește, poate fi gemeni, balanță ca și voi sau vărsător sau poate fi cineva din zodia rac, chiar fecioară. Eu văd aici o persoană care își dorește un nou început cu voi, însă voi cam refuzați lucrul ăsta. Exact, îl refuzați. Considerați că persoana asta nu s-a schimbat sau nu este suficient de serios sau serioasă. Mai văd aici Taur, Fecioară, Capricorn. Este cineva, am spus și Gemeni, este cineva care în trecut v-a făcut să suferiți destul de tare. Este o persoană care are regrete că a făcut-o acum. Are regrete și dorește să-și ceară iertare de la voi și veți primi mesaj din partea acestei persoane și telefon și mesaj, pentru că persoana asta vine de la un drum către voi și chiar foarte grăbit sau grăbită. Avem foarte multă acțiune din partea acestei persoane către voi. Deși este o persoană blocată mental, pentru că nu știe care va fi răspunsul vostru, dacă veți accepta sau nu, și pentru că știe că voi nu mai vreți să faceți niciun fel de gest către această relație și ba mai mult de atât, vreți să întoarceți spatele, să plecați. Și nu plecați că a fost bine sau că a fost ok, poate fi chiar soțul sau soția voastră, pur și simplu pentru că ați fost trădați, înșelați, mințiți, v-au fost ascunse lucruri, vi s-a vorbit foarte urât, ați fost jigniți, ați fost îndepărtați câțiva dintre voi din propria casă sau chiar dați afară din casa unde stăteați cu persoana iubită. Pentru alții dintre voi văd că suferința pentru o relație anume pur și simplu vă ține blocați. Dar asta este un blocaj imaginar. Voi puteți oricând să vă dezlegați, să plecați de acolo. Numai că în această perioadă, cam la sfârșitul lunii, veți reuși, deși cu pași mici, în sfârșit să lăsați tot în urmă, să plecați. Eu nu vă văd dorind să vă mai împăcați cu această persoană. Este o persoană care v-a făcut mult prea mult rău, niciodată n-a fost stabilă în viața voastră, tot timpul a avut tendința de a vă înșela, tot timpul ați găsit mesaje în telefonul acestei persoane, discuții, poze cu alte persoane sau vorbe, bârfe despre această persoană sau dovezi chiar că v-ar fi înșelat. Chiar mulți dintre voi ați văzut cu ochii voștri. Pentru câțiva dintre voi așteptați persoana asta de 3 ani, 3 luni, 5 ani, 5 luni. Este o persoană care vă regretă, își regretă faptele. Însă, așteptând atât de mult, la sfârșitul lunii vă hotărâți și spuneți, gata, până aici. Nu pot să mă distrug eu pe mine, pentru că mulți dintre voi ați stat într-o depresie, așteptând persoana asta, care deși regretă, deși vine cu viteză, se potignește, se întoarce înapoi, și chiar dacă se întoarce, pentru că se întoarce persoana asta, nu să mai fie nimic la fel. Și atunci alegeți să plecați, pentru că veți vedea că are aceeași energie. Haideți să facem clarificarea cărților de pe masă. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Balanță. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Balanță. Perioada 17-30 noiembrie 2020. Mulți dintre voi chiar ați dus greul în această relație, fiind responsabil și muncind chiar la distanță, alții dintre voi. Pentru alții dintre voi, persoana asta
Este o persoană care a crezut că vă poate cumpăra cu bani. Și a crezut că poate să se manifeste în toate felurile posibile. Ca un stăpân, exact, ca un stăpân. Poate mulți dintre voi chiar ați avut sau aveți o relație cu patronul firmei unde lucrați sau o persoană mult mai în vârstă decât voi. Sau o persoană care are o firmă, se descurcă destul de bine financiar, dar crede că vă poate cumpăra cu lucrul ăsta și mai ales crede că poate să facă ceea ce își dorește și voi să acceptați doar pentru că vă poate răsfăța pe partea asta. Clar este o fecioară aici, un leu. Pești, mai avem. Oh, e clar, suferința este din trecut. Mulți dintre voi aveți suferință pentru copii. Poate aveți chiar 3 copii sau 2 copii. Este o suferință pentru că vă doriți pur și simplu să... Vă doriți pur și simplu să... Să nu sufere nici copiii. Dar în același timp, nici nu mai vreți să fiți cu persoana asta. Persoana asta poate suferi de viciu, de un viciu de alcoolism în special, din câte văd. E o persoană care trândăvește mai mult. Nu văd foarte multă acțiune din partea acestei persoane sau afecțiune către voi. Însă, cert este să vă așteptați la comunicare, să vă așteptați la drum din partea acestei persoane, să vă așteptați la acțiune cu dragoste, interes și păreri de rău, dar totuși persoana asta încă vă ascunde ceva cu Marea Preoteasă și Cavalerul de Bâte, totuși nu își schimbă latura asta. Și voi veți înțelege lucrul ăsta și de-aia și plecați să aveți un nou început și o să vedem și cu cine, pentru că avem și un doi de cupei și soarele. Deci voi ieșiți din închisoarea asta luminându-vă mințile să vedeți adevărul și realitatea că nu aveți după ce să vă pară rău. Haideți să vedem cu cine o să aveți noul început cu asul de monede. Cu cineva pe care voi l-ați manifestat sau ați manifestat-o prin energia voastră. Prin faptul că ați învățat să vă iubiți pe voi. Ok? Cu cineva care o să vă ajute foarte mult să vă vindecați. Cu cineva care o să vă aducă egalitate. O să se comporte frumos cu voi. O să vă ofere foarte multe lucruri, atenții, cadouri, săruturi, îmbrățișări, afecțiune, exact de ceea ce voi aveți nevoie. Este o persoană menită să fie cu voi și veți avea un nou început la care se va lucra intens. Persoana asta o să vă găsească într-o stare destul de deplorabilă, ca să spunem așa, în urma acestei decepții, dar va munci foarte mult ca să vă cucerească și să vă... Și nu va pleca de lângă voi până nu va, o să vă obțină. Dar nu o să o facă cum a făcut persoana din trecut prin gesturi urâte sau prin jocuri murdare sau printr-o manipulare psihologică. Nu, o să o facă din dragoste și chiar dorindu-și să vă vindece sufletele. Aici se încheie un ciclu și începe unul nou în care voi veți avea foarte multă fericire, așa cum sperați de foarte mult timp. Toată povara asta pe care ați avut-o în trecut și chiar dacă a stat într-un trio amoros și ați refuza să mai faceți parte din treaba asta, veți spune, nici nu mai contează. Nici nu mai contează ce a fost. Vreau să văd ce vă ascunde în continuare cu Marea Preoteasă persoana asta. Că ar face o ofertă și ar pleca la fel de repede, cum făcea și în trecut. Că transformarea asta... De fapt, n-a avut loc. Persoana asta este neschimbată. Ce vă ascunde cu Marea Preoteasă? Vă ascunde o regină de bâte. Leu, berbec, săgetător. Sau, în altă ordine de idei, vă ascunde că încă vrea să aibă aventuri și alte relații pe lângă. Sau încă n-a renunțat la cineva. Ok? Haideți să vedem soarele pentru voi. Ok, aici a fost și o pierdere de bani foarte mare. Poate ați avut o companie împreună sau poate trebuie să plecați dintr-o companie. Poate ați pierdut bani cu această persoană, ați lucrat împreună. Aici este
soarele care este, pentru că voi ați suferit foarte mult și ați fost blocați pe partea asta, dar vă veți debloca. Vreau să vă turnul. Exact. Ieșiți dintr-o afacere. Ieșiți dintr-un trio. Renunțați la o persoană căsătorită. Doi de cupe. Nu mai țineți de doi de cupe ăsta. Nu-l mai vreți. Doi de cupe. Prea multă discordie și totul se va termina cu o ceartă destul de urâtă, dar veți spune tot ce aveți pe suflet ca să ajungeți la echilibru. Doi de cupe. Voi trebuie să spuneți ce aveți pe suflet, ok? Și apoi va urma această luptă să vă vindecați sufletul și veți ajunge să gândiți mai logic. Și veți ști să nu vă mai aduceți sufletul pe tavă cuiva înainte să vedeți gesturi din partea acestei persoane. Poate câțiva dintre voi aveți luna în rac aici sau ascendent, descendent în rac, ok? Sunteți persoane foarte... foarte pasionale, foarte sensibile și voi ați vrut să iubiți sincer și curat, însă asta a fost o lecție pentru voi, să învățați să vă iubiți și să învățați să nu mai acceptați persoane care nu vă oferă nimic la schimb sau care încearcă să vă controleze sau care încearcă să vă obțină prin posesivitate, prin control. Bun. Atât am avut și pentru cei din Zodia Balanță pentru perioada 17-30 noiembrie 2020. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc, vă pup și vă aștept la un nou video.